Un Crăciun elefantastic. Expediție la Polul Nord de Michael Engler și Joël Turlomia. Există vreo zi mai apăsătoare decât cea de dinainte de Crăciun? Afară bate vântul, iar copacilor li s-au scuturat toate frunzele. Din cer cade lapoviță, iar după masa de prânz nu trece mult și afară se întunecă deja. Mama și tata sunt ocupați tot timpul. Trebuie să facă o mulțime de lucruri. Nu au nicio clipă liberă. Ce plictiseală! Dar acolo unde domnește plictiseala e proastă dispoziție, iar curând izbucnește și cearta. Mai e puțin și vom primi cadourile de la Moș Crăciun. Atunci nu ne vom mai plictisi, spune Anton. Nu-i adevărat, protestează Luiza. Îngerul Crăciunului aduce cadourile. Doar tu crezi asta, spune Anton. Desigur, spune Luiza, fiindcă e adevărat. Ba nu, le aduce Moș Crăciun. Ba Îngerul Crăciunului. Atunci intervine și Timbo. Nu contează cine aduce cadourile. Cel mai important este să primim din belșug limonadă și biscuiți cu fulgi de ciocolată. Atunci când nu știi ceva, cel mai bun lucru este ca, mai întâi, să încerci să afli singur cum stau lucrurile. Doar că de unde să începi? Unde locuiește Moș Crăciun? Dar Îngerul Crăciunului? La Polul Nord, spune Timbo răspicat. Căci e un lucru cunoscut. Elefanții știu absolut totul. Polul Nord e foarte departe, zice Anton. Trebuie să zburăm până acolo și să traversăm oceanul. Este iarnă, așa că sigur vom avea nevoie și de o sanie, adăugă Timbo. E simplu, exclamă Luiza. Avem nevoie doar de un container mobil plutitor pe schiuri. Și reușesc să găsească unul chiar printre numeroasele cutii de carton goale de pe hol. Imediat, cei trei se așează comod înăuntru, iar călătoria poate începe. Ei traversează canalele înghețate unde totul de jur împrejur este neted și strălucitor ca un calup de brânză. Pe maluri se văd multe mori de vânt cu elice care se învârt. Printre ele se zăresc și două făpturi neobișnuite. Una îmbrăcată în roșu, care are multe cadouri. O fi Îngerul Crăciunului? Sau poate e Moș Crăciun? Prea târziu, containerul mobil plutitor pe schiuri alunecă mult prea repede. Cei trei merg cu viteză mare și niciunul nu știe precis pe cine a văzut. În mijlocul valurilor zbruciumate din Marea Nordului se află o insulă mare. Acolo casele au acoperișuri roșii și coșuri de fum foarte înalte. După un colț dispare cineva, încărcat cu multe cadouri. Poate era... Prea târziu. Containerul mobil plutitor pe schiuri alunecă mult prea repede. Cei trei merg cu viteză mare și niciunul nu știe precis pe cine a văzut. În pădurile întunecate din nord strălucesc mii de focuri aprinse și lumânărele. Ele luminează blând pădurile de pini și de mesteceni, dar și chipurile copiilor. Apoi se zărește cineva, încărcat cu multe cadouri. Prea târziu, containerul mobil plutitor pe schiuri alunecă mult prea repede. Cei trei merg cu viteză mare și niciunul nu știe precis pe cine a văzut. Ajung la o insuliță acoperită de vulcani și cratere, unde zăresc spiriduși, zâne și alte făpturi ciudate. Toți râd, dansează și au numeroase cadouri. De unde le-au primit? De la... Prea târziu, containerul mobil plutitor pe schiuri alunecă mult prea repede. Cei trei merg cu viteză mare și niciunul nu știe precis
pe cine a văzut. Curând, aterizează pe o planetă enormă de gheață. Cei trei se zdruncină și se ducă pe drumul anevoios, accelerează și încetinesc până când în fața lor apare un palat uriaș de gheață. Strălucește atât de feeric sub cerul înstelat al nopții arctice, încât cei trei prieteni rămân muți de uimire. Palatul unde se află Îngerul Crăciunului, șoptește Luiza. Sunt sigur că aici locuiește Moș Crăciun, spune Anton. Timbo se furișează cu un pas înaintea lor, fiindcă e nerăbdător să afle cine le va deschide ușa. Atunci, ușa se deschide larg, iar cei trei intră într-o încăpere plină din podea până în tavan cu cadouri minunate. Îngerul Crăciunului le-a împachetat așa, spune Luiza. Uite cu ce funde frumoase le-a legat! Anton însă este de altă părere. Și Moș Crăciun poate să lege cadourile cu fundă, spune el. Dar indiferent cine locuiește aici, acum nu este acasă. Așa că încep să caute printre pachetele frumos ambalate și descoperă etichetele pe care este scris numele lor. Sunt foarte curioși și vor să vadă ce se află în fiecare pachetel. Mai bine nu le desfaceți, îi sfătuiește elefanțelul Timbo. Dar Luiza și Anton vor doar să le desfacă puțin, puțin, la un colț, cât să arunce o privire. Așa că desfac funda și rup hârtia cu care sunt împachetate. O mașină de pompieri! Exclamă Anton, strângând la piept mașina de pompieri pe care își dorea de atâta vreme să-i o aducă Moș Crăciun. Luiza desface hârtia foșnitoare cu care e ambalată o păpușă. Este exact cea pe care își dorea să-i o aducă Îngerul Crăciunului. Timbo, care chiar avea poftă să ronțe ceva, descoperă în pachetul lui biscuiți cu fulgi de ciocolată și limonadă. Îi lasă gura apă și tocmai vrea să soarbă o înghițitură din sticlă și să ronțe un biscuit, când cei trei aud deodată niște pași. O fi Moș Crăciun sau Îngerul Crăciunului? Dar nu este nici Moș Crăciun și nici Îngerul Crăciunului. Este mama care apare pe neașteptate. Ce faceți în beci? Întrebă ea. În beci? Se miră la unison Luiza și Anton, care se întreabă cum se face că au ajuns dintr-o dată chiar acolo. Eram în palatul de gheață în care locuiește Îngerul Crăciunului, spune Luiza. Nu, eram în palatul de gheață al lui Moș Crăciun, spune Anton. Timbo nu rostește niciun cuvânt, dar ascunde iute biscuiții caragioși. În noaptea sfântă de Crăciun, chiar atunci când Anton vrea să deschidă cadoul, se aude soneria. Moș Crăciun! Strigă el și gonește spre ușa de la intrare. Dar acolo îi găsește pe Luiza și pe Timbo, care au sosit cu cadourile lor. Luiza a primit o păpușă, chiar cea pe care și-a dorit-o. Este de la Moș Crăciun! Râde ea, arătându-i felicitarea. Timbo are două cadouri. Am primit biscuiți cu fulgi de ciocolată de la Îngerul Crăciunului și limonadă de la Moș Crăciun, spune el. Anton își deschide cadoul și scoate de acolo o mașină de pompieri de culoare roșie. De la Îngerul Crăciunului, citește mama felicitarea. Iar cadoul tău de la cine e? O întreabă cei trei. E secret, spune mama râzând. Iar când se uită afară pe fereastră, zăresc două... Prea târziu. Oricine ar fi fost, a fugit prea repede, așa că niciunul dintre cei din casă nu știe precis pe cine a văzut.
Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!